Bună ziua, dragii noștri! Bine v-am regăsit! Noi suntem la datorie, iar dumneavoastră nu vă rămâne decât să conectați televizoarele și să ne urmăriți sfaturile. Agenda Bio vă a pregătit subiecte interesante, nu le ratați! Dăm curs genericului, rămâneți aproape! Se apropie perioada examenelor, perioada când elevii și studenții se stresează și își fac griji căci, mai ales pentru absolvenții de liceu, testul de bacalaureat le hotărăște destinul. Stresul însă nu este cea mai bună soluție. Unii dintre factorii care contribuie la menținerea unei stări de calmitate sunt confortul din casă, aerul curat, liniștea și un pic de motivație pentru a evita gândirea negativă. Mai multe detalii vedeți în continuare. Nu numai problemele financiare și cele familiale sunt o sursă de stres. Examenele de asemenea stresează în mare măsură studenții și absolvenții de liceu și gimnazii. Trebuie să ținem cont de faptul că stresul dăunează sănătății noastre. De obicei, se stresează studenții din anul întâi, absolvenții, deoarece de examene depinde viitorul lor, sau cei care pur și simplu se simt nepregătiți. Stresul la fiecare student se manifestă în mod diferit. Totuși, dacă nu poți dormi noaptea, dar te trezești mai greu dimineața, dacă ai apetitul scăzut, oboseală constantă și simți că ești agitat, atunci sigur te confrunți cu o situație de stres. Elevii înainte de examen sunt stresați. Orice examen este un stres pentru elevi. Dar trebuie ca fiecare elev să ne învățăm singur emoțiile să-și le dirigeze. Și atunci este o depășire a stresului. Înaintea examenilor, noi observăm, eu ca personal, ca să observ ce fac ei, că ei nu se observă stres, dar se observă o îngrijorare, parcă. Se observă elevii au niște temeri înainte de examene, dar pentru a depăși temerile astea, deci ei trebuie să fie stăpâni pe materie, să cunoască materia bine și atunci să-și controleze emoțiile și cred că totul va fi bine. Profesorii sunt cei care ne pot da sfaturi la acest capitol. Repete materialul totul, să fie stăpân pe material și cât mai liniștit să privească programul care l-au studiat. Și să frecventeze consultațiile punând întrebări ca să astupe golurile care poate au mai rămas. Și în așa fel, ei o să depășească emoțiile și așa mai departe. Deci, iată, este sfatul. În ultimele clipe, deci, măcar că undeva consultațiile sunt vreo săptămână de consultații, deci atunci el trebuie să se mobilizeze, să pună cât mai multe întrebări ca să astupe câte mai multe goluri care au rămas în urma studiilor. Cel mai important este să fii pregătit chiar și moral de examen, să gândești pozitiv și să înțelegi că acesta nu este o condamnare, ci un test pentru care important este să studiezi. Evident, nu trebuie noaptea înainte de examene să dormi asupra manualelor, ci cel puțin cu câteva zile înainte să începi a recapitula și a împrospăta cunoștințele căpătate pe parcurs. Câte zile înainte de examen faci recapitulările? Cu vreo 2 sau 3, de exemplu. Nu cred mai repede, mai, de exemplu, într-o timp de o săptămână e imposibil ceva să poți materia să o însușești, adică e imposibil ca să poți să dai așa din știința ta, nu știu, posibil poate sunt așa persoane, posibil să fie așa persoane care timp de o săptămână ar putea să însușească materia și să o pot răsmite. Imposibil. 2 săptămâni înainte. Pentru că să rămâi în memorie, să rămâi tot aici. Cu 3 zile înainte. Noi suntem de la medicină și avem nevoie în jur o săptămână maxim. Îmi pregătesc că nu iau 3 zile. De asta și iau 3 zile până la examen, fac și gata. Din păcate, majoritatea studenților fac recapitulări cu prea puțin timp înainte de examene, ceea ce provoacă o accelerație și mai mare a stresului, oboseală. Acest fapt nu duce la nimic pozitiv.
Odată cu venirea primăverii, toți ne dorim un corp frumos. Astfel, un antrenament regulat și eficient la aer liber ne va propune să aducem în formă umerii, abdomenul, coapsele și picioarele. În continuare facem sport cu Deana Ambros. Se apropie sezonul estival și silueta trebuie modelată. Doamnele și domnișoarele sunt invitate la un complex de exerciții simple care pot fi realizate chiar și acasă. Iar pentru a avea un antrenament eficient, avem nevoie de o încălzire bună. Astfel, vor fi pus în mișcare mușchii întregului corp. După ce am efectuat încălzirea, începe primul exercițiu, care va cuprinde zona mușchilor de la umeri. Exercițiul se numește împins cu gantere deasupra capului. Pentru aceasta vom avea nevoie de două gantere. În caz că nu aveți asemenea echipament, puteți să folosiți două sticle mici, complete cu nisip. Poziția inițială a acestui exercițiu sunt brațele paralel solului, întinse perfect. Avem abdomenul încordat și spatele drept. Inspirăm, expirăm. 1, 2. Exercițiul cu siguranță va arde calorii, iar pentru acesta avem nevoie de un cerc de gimnastică, care poate fi procurat la orice magazin de sport. Pentru începători, durata minimă și maximă este de 5 minute. Odată ce înaintăm în acest exercițiu, durata poate fi majorată. Următorul exercițiu este foarte răspândit și cunoscut, însă eficient este doar atunci când este efectuat corect. Este vorba de așezări. Acesta pune în practică mușchii coapselor și a picioarelor. Vârfurile picioarelor puțin spre mijloc, spatele drept, privim înainte și de parcă ne așezăm pe scaun. 1, 2... 1, 2. Respirația este foarte importantă în asemenea exerciții. Inspirăm când ne așezăm și expirăm când ne ridicăm. Următorul exercițiu antrenează mușchii picioarelor și se numește fanderi cu gantere. Facem un pas în față, genunchiul nu trebuie să depășească vârful piciorului, revenim și repetăm cu piciorul celălalt. Consider că este foarte important să promovăm un stil de viață sănătos, deoarece că să faci sport înseamnă că te iubești pe tine și îți iubești propriul tău corp. Recomand tuturor să facă aceste exerciții și nu doar acestea, sunt un complex foarte mare de exerciții care ne ajută să arătăm foarte bine pentru sezonul de vară.
În urma acestui complex de exercițiu, mă simt extraordinar. Recomand tuturor domnișoarelor, doamnelor să practice sportul pentru a se simți bine în propriul corp și de a arăta frumos. Dragi telespectatori, e timpul să fim la modă și să promovăm orice domeniu al sportului. Săptămână frumoasă să aveți! Venirea pe lume a unui copilaș este cel mai frumos eveniment din viața oricărei familii. Copilul încă din burtica mamei este iubit și adorat, însă pentru a veni pe lume sănătos, este nevoie ca mama să ducă un mod de viață corect, sănătos și plăcut. Cum să facă acest lucru mai bine, ne spune invitata ediției de azi. Bună ziua, dragi telespectatori! Femeia este înzestrată de la natură, fie cu o siluetă de invidiat, fie cu un zâmbet plăcut, fie cu o privire minunată, însă cel mai frumos dar de la natură este atunci când femeia e însărcinată. Astăzi vă fac cunoștință cu o tânără mămică în devenire, de altfel și colega noastră, Marcela Țurcan. Salut, Marcela! Salut! Cum te simți? Bine! Povestește-ne care au fost primele simptome când ai aflat că ești însărcinată. În acele momente simțeam nevoia că trebuie să mă odihnesc mai mult decât de obicei. Nu prea dorm ziua, însă atunci chiar dormeam cel puțin o oră pe zi. M-am gândit că sunt prea obosită, pur și simplu, n-am atras atenția. Poftele cred că tot ar putea fi un simptom. De obicei se spune că femeile însărcinate simulează sau se alintă, pur și simplu, însă chiar simțeam nevoie de a mânca pește sărat. De obicei nu prea îl iubesc, însă atunci am simțit nevoie, că m-am trezit la două noaptea și am mâncat peștele sărat pe care mi l-a adus soțul. Și deja ultimul simptom care, practic, definitiv m-am convins că sunt însărcinată este testul de sarcină, însă și atunci nu venea să cred. Deja când medicul de familie mi-a spus că într-adevăr, da, ești însărcinată, m-am simțit parcă fericită sau, nu știu, eram nedumerită. Deci ai avut o reacție pozitivă, te-ai bucurat. Ce reacție a avut soțul tău? Soțul de asemenea s-a bucurat. El, când a aflat această noutate, m-a îmbrățișat și a zis că vom fi deja trei. Odată ce ai aflat că ești însărcinată, ce s-a schimbat în meniul tău de zi cu zi? Odată ce ești însărcinată, într-adevăr, trebuie să schimbi puțin meniul. Am fost la medicul de familie care mi-a recomandat să consum mai multe fructe și legume, în special merele, pentru că conțin fier, care este nevoie pentru a ridica nivelul de hemoglobină în sânge, pentru că la însărcinate, de obicei, acesta scade considerabil. Să consum mai multe lactate pentru că de la început nu se simte, însă apoi ai durere de dinți, în special la un termen mai mare, începând cu 16 săptămâni. Și trebuie să consum, adică lactate, brânză, dar în general fructe. Nu simțeam nevoie să consum cărnurile pentru că le consideram prea grele pentru mine. Mai mult poate carne de pui, asta cam a fost. Când ai aflat că ești însărcinată, imediat ai mers la un medic ca să te înregistrezi cumva? Care a fost procedura? Se recomandă până la 12 săptămâni să mergem la medicul de familie, pentru că sunt femei care au anumite probleme cu sarcina, pot avea un avort spontan, fără chiar ca ele să știe. Eu am mers la 7 săptămâni la medicul de familie, după care am dat câteva analize pentru a afla care este situația sănătății mele și cam asta a fost. Adică... Pe lângă o alimentație sănătoasă, ai mai consumat careva pastile sau vitamine ca să menții sănătatea bibelușului tău? Da, evident. Medicul mi-a scris acidul folic, care trebuie de administrat până la 14 săptămâni, și sorbiferul, care anume reglează hemoglobina în sânge. Sorbiferul trebuie administrat pe parcursul întregii sarcini. Acestea sunt gratuite pentru însărcinate, medicul ți le prescrie și adică cu polița mergi la farmacie și ți le oferă gratis. Ai pomenit mai sus despre pofte. Povestește-ne un caz mai interesant din perioada sarcinii, când ai vrut ceva care până acum nici nu te-ai gândit că ai vrea să consumi, să mănânci. Ceea ce nu consumam până acum, nu pot să spun că am consumat în timpul sarcinii, însă o poftă care a fost mai deosebită, poate a avut o influență asupra organismului meu, era o perioadă când îmi doream peștele prăjit. Chiar am avut și febră în acel moment și nu înțelegeam de la ce este. După ce soțul
mi-a adus acel pește prăjit, mi s-a calmat totul. Parcă și febra deja a trecut și nu mai aveam dureri de cap, m-am simțit mult mai bine și deja după ce am vorbit cu medicul, am înțeles că într-adevăr asta a fost de la ceea că îmi doream foarte mult peștele prăjit, chiar mi-l doream de o lună și tot nu aveam timp sau depinde deja de situație, pentru că, după cum știi, sunt studentă și nu am timp, pur și simplu. Deci castraveți murați cu dulciuri nu s-a întâmplat să ai așa pofte? Nu, așa pofte nu s-au întâmplat. Într-adevăr, eu consider că astea sunt simulări adevărate, pentru că nu se combină nici de cum, dar poate sunt așa femei care le au. Probleme de care gen ai mai întâlnit până acum în timpul sarcinii? Multe femei se luptă cu toxicoza și nu am avut așa probleme, dar am avut o altă problemă în schimb. Am fost în spital pentru că am răcit sau ceva s-a întâmplat, nervul de la față nu mai funcționa așa cum trebuie și eram nevoită să fiu internată în spital pentru 10 zile. Cred că a fost o perioadă foarte grea pentru mine, pentru că asta a fost prima internare a mea în spital și m-am simțit singuratică într-un fel sau nu mă simțeam destul de bine, dar pe lângă toate astea, deja acum, pe cât termenul crește, mă doare spatele, obosesc mai des, mai repede, deja nu mai pot purta tocurile pe care le ador. Și înțeleg de ce anume la 30 de săptămâni deja poți să-ți iei concediu de maternitate, pentru că anume în această perioadă obosești mai repede și simți nevoia să dormi, să te odihnești, să mai stai întinsă puțin, pentru că deci și picioarele deja nu mai rezistă și multe alte chestii. Cum te pregătești fizic și moral de ziua în care trebuie să naști? Nu am frică să nasc, pentru că poate m-am pregătit deja până acum, poate moral, pentru că mai priveam videoclipuri, mai citeam, mai informam și nu am frică asta. Adică pur și simplu mă informez și înțeleg că nu este ceva foarte strașnic, foarte grav, pentru că orice femeie trece prin această experiență. Și cred că fericirea pe care ți-o aduce copilașul care se naște depășește această durere, această suferință pe care o avem timp de 12 sau mai multe ore, în dependență de situații de femeie, de organism deja. Cum reușești să duci în paralel viața de studentă și cea de soție, de viitoare mămică? Acum că este sfârșit de an, suntem puțin mai relaxați, deja nu mai avem atât de mult de lucru la facultate, și este un moment pozitiv pentru mine, pentru că într-adevăr obosesc și trebuie să reușesc și lucrurile casnice, trebuie să reușesc și să mă odihnesc și trebuie și la facultate să mai reușesc, adică pe toate astea trebuie să le reușesc și este bine, cred că, anume faptul că acum anume se termină sarcina practic, mai am puțin. Și nu, spre exemplu, la mijloc de an sau la început de an și mai rău. Este de asta și reușesc, pentru că uneori am momente când mă culc mai târziu decât de obicei, uneori am momente când las lucrul de azi pe mâine, dar așa este. Dacă nu am de ales, deja mă mai ajută și soțul când poate, dar el lucrează și trebuie să mă descurc singură cumva. Care sunt lucrurile interzise în timpul sarcinii? În primul rând este strict interzis alcoolul, pentru că, după cum am citit și eu, în primul trimestru de sarcină, atunci se formează sistemul nervos al copilului și poate dăuna. Deci fumatul de asemenea nu duce la nimic pozitiv. Este foarte bine ca să ne debarasăm de el dacă totuși o femeie fumează. Pe lângă toate astea, sunt anumite medicamente, de fapt astea sunt majoritatea, care nu trebuie administrate în timpul sarcinii și dacă simțim nevoia totuși că trebuie, nu putem lupta cu durerea, trebuie pur și simplu să ne adresăm medicului de familie ca el să ne recomande ceea ce se permite sau anumite metode, poate casnice cu ierburi sau ceva de genul. Pentru final vreau să te rog să dai câteva sfaturi viitoarelor mămici care sunt ca și tine și studente și în același timp soții și casnice. Deci trebuie să înțelegem că a fi mămică este un pas foarte important în viață, pentru că copilul nu este un cățeluș sau o pisică care dacă ai luat-o poți să o dai vecinului, adică este al tău și trebuie să
ai un anumit nivel de responsabilitate, trebuie să-ți alegi un soț care să știi că te va ajuta atunci când vei avea nevoie, pentru că sunt, după cum ai spus, dacă ești studentă și în același timp viitoare mămică și soție, trebuie să trăiești pe trei unde odată, să nu rămâi nici pe una cu un pas în urmă. Deci trebuie pur și simplu ca soțul sau părinții sau poate vreo prietenă, dacă simți nevoia, să ceri ajutorul, pentru că asta este, trebuie să te ajute cineva, pentru că este foarte greu să te descurci singură și de aceea cred că persoanele dragi mereu te vor ajuta. Mulțumesc, Marcela, din suflet pentru timpul acordat. Vouă, dragi telespectatori, nu-mi rămâne decât să vă zic să fiți sănătoși și mult succes în continuare. La revedere! Micul dejun constituie cea mai importantă masă a zilei din care organismul se aprovizionează cu energie. Dacă faceți parte din persoanele care neglijează aceste mese importante sau consumați alimente care vă adaugă o greutate la stomac, urmăriți materialul ce urmează pentru a înțelege că micul dejun poate fi nu doar sănătos, dar și gustos. Micul dejun este principala masă a zilei care nu trebuie să fie neglijată. Dacă doriți să fiți în tonus pe tot parcursul zilei, începeți să vă energizați cu micul dejun. Iar ca să nu cadeți pradă tentațiilor culinare nesănătoase, vă propun câteva idei delicioase. Pentru început vă propun muesli. Deci aici avem din cereale integrale, în care am adăugat semințe de floarea soarelui, de dovleac, de in, pe care le amestecăm cu fructe și alune. Le puteți cumpăra sau le puteți face după rețeta mea, deci acasă. Le amestecăm cu apă fiartă, lapte sau, după cum fac eu, cu iaurt. Amestecăm. Și le lăsăm pentru câteva minute ca cerealele să se umple. Vă propun să facem și un iaurt care nu va conține conservanți. Pentru asta avem nevoie de fructe, căpșun, banană, un iaurt natural și cereale. Începem să tăiem fructele. Înainte, deci și le tăiem felii. Adăugăm fructele în farfurie. După care adăugăm iaurtul natural. Acesta poate fi înlocuit cu smântână sau cu iaurt de băut. Acum adăugăm cereale. Iar pentru detoxifierea organismului, vă propun apă cu lămâie și imbir. Tăiem lămâia.
vom avea nevoie doar de câteva felii. Adăugăm totul în apă. Iar pentru ca băutura să fie și răcoritoare, vă propun să adăugați mentă sau melisă. Serviți cu plăcere! În timpul somnului, metabolismul organismului nostru încetinește. Pentru îmbunătățirea și accelerarea acestui proces, este necesar să consumăm la micul dejun alimente bogate în vitamine și nutrienți. În felul acesta, organismul va arde calorii chiar de la începutul zilei. Dacă prima masă lipsește, corpul stochează caloriile, formându-se grăsimile. În felul acesta riscăm să ne îngreșăm, pe lângă aceasta devenim predispuși hipertensiunii arteriale, a bolilor de inimă și a diabetului. Persoanele care iau micul dejun pierd de 4 ori mai mult în greutate decât cele care sar peste această masă. Chiar și dulciurile se depun mai greu în prima parte a zilei, așa că vă puteți alinta de dimineață. Speranța de viață este strâns legată de nivelul de trai, de condițiile climaterice și de dieta care predomină într-o anumită zonă. Durata de viață în Republica Moldova în medie este de 70 de ani, situându-se pe locul 154 din 224 de țări. În continuare aflați locurile și posibilele cauze ale longevității vieții. Speranța de viață este strânsă legată de nivelul de trai, de condițiile climatice și de dieta care predomină într-o anumită zonă. Speranța de viață în Republica Moldova este de 70 de ani, situându-se pe locul 154 din 224 de țări. În continuare, aflați locurile și posibilele cauze unde trăiesc cei mai longevi oameni. San Marino ocupă locul 5, speranța la viață fiind de 83 întreg și 07 ani. Factorul important este mediul unde muncesc locuitorii. Cei mai mulți sunt concentrați în sistemul bancar și turism. Singapore este pe locul 4, cu 83 întreg 75 ani. Dieta corectă și mediul curat este explicația longevității oamenilor de aici. Japonia se plasează pe locul 3, o speranță de viață de 83 întreg și 91 de ani. Dieta bogată în legume, pește și apetitul pentru mișcare ajută pe niponi să ajungă la o vârstă înaintată. Macau ocupă locul 2, cu 84 întreg și 43 de ani. Această mică națiune prosperă de pe urma pariurilor. Aproximativ 70% din fondurile generate de cazinouri sunt investite în sistemul de sănătate publică. Pe primul loc este Monaco. Locuitorii ajung în medie la vârstă de 89-68 de ani. Bogăție, sistemul de sănătate modern, dieta mediteraneană, atmosfera relaxată sunt elementele ce explică longevitatea populației. Dragii noștri, până aici a fost ediția de azi a emisiunii Agenda Bio. Numai bine vă doresc! La revedere!